10 persone alla champ e tutti i comandi. Guys, instruction in the room. Good guys, go back to corner. Și mai mult decât atât are o dorință formidabilă de a reuși în lumea boxului profesionist. Lucian Bute față în față cu Jean Pascal Servis, grupul românilor s-a adunat pentru a-l încuraja pe Lucian. Leonardo Rofte este la conferința de presă. Sper că va ajunge și aici. Este un meci pe 4 runde. Bute un stângaci cu lovituri foarte, foarte bune. M-am întâlnit în Montreal cu Victor Zilberman, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1976. El trăiește aici în Montreal. De altfel, vă vom prezenta la întoarcerea în țară și un reportaj mai mare cu Zilberman. Mi-a spus despre Bute că este un pugilist foarte inteligent, cu lovituri puternice și crede mult într-o ascensiune a lui rapidă. Bute a ocupat centrul ringului. Destul de bine a stat blocat până acum Jean-Pascal Servis, dar și Bute este deocamdată foarte prudent, a dat drumul la directa de stânga. Cu șut de dreapta. Până acum fără probleme. A încercat acel uppercut la ficat, uppercut de stânga, marca Francisc Vaștac. Nu știu cât de bine s-a blocat Jean-Pascal Servis, el trăiește în Canada, dar la Ottawa. Echipa de hockey Ottawa Senators se află în aceeași situație ca și clubul Interbox. S-au plasat sub protecția legii falimentului, încercând să se salveze cu mai bună administrare printr-o restructurare. Între timp, Lucian Bute a lăsat brațele jos, într-un stil de adevărat profesionist, și încearcă să-și lovească cât mai puternic adversarul. Din nou, o lovitură la corp recepționată de adversarul său, care îi face semn arbitrului că... că a lovit sub centură. Deocamdată, Jean-Pascal Servis este prăbușit de volea. 6, 7, 8, that's all. Da, se termină repede această întâlnire. Bute s-a ținut de cuvânt și toate răspunsurile au fost date repede, într-o singură repriză. Bute a spus că nu crede că va lupta mai mult de două reprize sau că va termina meciul în runda a doua. E bine, s-a înșelat cu foarte puțin. A încheiat meciul în prima rundă, după o serie de lovituri grele, o serie de lovituri la corp, acel uppercut de stânga care contează atât de mult în economia unui meci la profesioniști, e bine, a reușit să-și termine adversarul. Bute a boxat foarte bine, a început prudent prima rundă, dar nu i-a dat răgaz adversarul.